Bine v-am regăsit și de această dată. Invitatul nostru de astăzi are o meserie interesantă, cel puțin pentru noi băieții, pentru cei cărora ne place să meșterim. Domnul Paul Costiuc este inginer electronist. Bine ați venit! Mulțumesc de invitație, frate Valentin! Cred că fiecare dintre noi, băieții în general, bărbații, ne regăsim și ne reamintim de vremurile în care și noi testam tot felul de lucruri. Mă gândesc, care a fost scânteia în cazul dumneavoastră? Cum ați început în acest domeniu al electronicii? Ați făcut anumite trăznăi? Da, a fost un început. În momentul când eram spre finalul școlii generale, m-am gândit ce să fac, pe ce să merg eu, adică ce meserie să-mi aleg în viață și am descoperit că pasiunea asta pentru electronică e cea mai bună pentru mine și pe lângă asta vreau să spun că acum, rememorând un pic tot traseul vieții mele profesionale, am văzut de fapt și călăuzirea lui Dumnezeu în toată treaba asta, pentru că fără ajutorul lui probabil că n-aș fi ajuns până aici și asta este meritul lui Dumnezeu și slava și gloria este a lui. Și când am terminat școala generală, am decis să merg pe profilul electronică, electrotehnică. Atunci primii liceu era împărțit în două trepte. S-a dat un examen destul de greu. Erau, cred că, vreo 10 pe un loc. Era foarte greu de intrat atunci la un liceu, nu e ca acum. Și am reușit să intru în treapta întâia, a făcut mai mult partea de electrotehnică în treapta întâia, adică a 9-a și a 10-a, după aceea în treapta 11-a și a 12-a am intrat pe profilul, s-a dat din nou un examen și am intrat pe profilul de electronică și acolo am reușit, în paralel cu ceea ce făceam partea teoretică la școală, am avut un maestru de practică, un tip extraordinar care a văzut că pe câțiva care eram pasionați așa de mai mult decât că nu toți erau chiar pasionați de electronică, unii au ajuns poate mai mult din greșeală și în clasa respectivă și atunci ne-a făcut loc la un cerc de electronică care se găsea pe vremea, era o casă de știință și tehnică a tineretului în Brașov. Și acolo, de 2-3 ori pe săptămână, mergeam la acest cerc de electronică și acolo, practic, făceam efectiv practică. Deci, acolo am început, să zicem, să meșterim mai bine montaje, făceam diverse amplificatoare, diverse montaje de-astea prefăcute, mai erau cățeluși care lătrau, sirene și alte sonerii, dar am făcut și un, în vremea aia era la modă, pentru că nu erau luminile și sistemul de LED-uri care este acum, și am făcut, se numea orgă de lumini, un aparat, un montaj care capta semnalul de la un magnetofon sau de la un castofon și îl, mai departe comanda niște becuri de diferite culori, de regulă la, și becurile acestea se prindeau pe frecvențe. Deci becul avea niște filtre audio înăuntru și se prindea becul roșu, de exemplu, se prindea pe baș, becul galben îl puneam pe medii, medii și pe becul verde pe înalte. Și era foarte interesant, montajul ăsta era la mod atunci. Și după aceea... Ați avut și experiențe de astea în care nu v-au reușit lucrurile, eu știu, electrocutări sau altele? Am mai avut și experiențe dintre astea și nu este prea plăcut. E drept că și curentul alternativ, vorbesc până la 220, că de acolo în sus e foarte periculos să mai scap cu viață, dar și la 220 e destul de neplăcut să te scuture. Dar mai ales acum, în ultima vreme, când au apărut sursele acestea electronice, ele au niște, transformă curentul alternativ în curent continuu și ridică pe la vreo 400 de volți. Acolo sunt niște condensatoare, dacă cumva din greșeală te atingi pe acolo sau l-ai desfăcut ca și încă e încărcat, risc să te scutere chiar bine de tot. Ce mai... zice un electronist în momentul când atinge un asemenea condensator sau firele nepotrivite? Până să zică ceva, trebuie să
să-ți tragă mâinile cât poate repede de acolo, dar nu este prea plăcut să, pentru că au fost cazuri, dacă ai avut mâna cu umiditatea mare sau stai cu inima mai slabă, au fost cazuri în care oamenii și la de 20 sau poți să te electrocută și la o tensiune mai mică, nu trebuie neapărat. Este electronistul sau electricianul, mergem și înspre zona aia, pentru că ați spus că uneori faceți și așa ceva tot din pasiune, dacă se întâmplă, este mai aproape de Dumnezeu în sensul acesta? Da, atunci poți să fie mai aproape de Dumnezeu. Pentru că te gândești că, uite, am scăpat, puteam să fiu mai aproape. Da, însă de regulă eu îmi iau măsuri de protecție când lucrez, mai ales la aparatură. Dintre asta desfac un aparat, primul lucru, mă uit să fie scos din priză, al doilea rând îl mai las chiar dacă a fost în priză să descarce condensatorii. Cam sau cât timp ar trebui? Condensatorii depinde de capacitate, unii îți descarcă într-un minut, două, alții dacă sunt de capacitate mai mare trebuie mai mult, dar se pot descărca la un moment dat și nu e prea recomandat să-i descarci făcând pur și simplu printr-un bec mai degrabă. Poți să cuplezi un bec și să descarce printr-o rezistență, că nu e recomandat să descarci făcând scurt circuit, pentru că poți să strici mai mult decât vrei să repari după aia. Ai mai mult de reparat. Exact, exact. Ați mers apoi la facultate și ați început lucrul. Ați avut o carieră în CFR și în altele. Care au fost, dacă trecem de la aceste montaje mici de începători, ca să spun așa, care au fost câteva din realizările, împlinirile pe care le-ați avut în decursul anilor? Așa, lucruri cu care de care vă puteți bucura. Da. În anul 80, 1980 am terminat liceul. M-am gândit să urmez facultatea tot în profilul ăsta și aici la Brașov am avut, la Universitatea Transilvania, am avut facultatea de automatizări industriale, deci era singura care era legată de electronică așa în mod cel mai apropiat. Și pentru că la zi erau doar câteva locuri, era foarte greu de intrat la zi, tot așa era o concurență enormă, nu știu să spun la tot, cred că peste 10 pe un loc erau pe vremea respectivă. Am reușit să intru la facultate la Săral, era atunci o posibilitate să faci facultatea la Săral și în paralel m-am și angajat într-o întreprindere. Întreprinderea aceasta se ocupa cu fabricarea și reparația mașinilor care întrețin calea ferată, deci că calea ferată trebuie să fie chiar dreaptă, așa cum ar trebui să mergem și noi pe linia dreaptă către Dumnezeu. Așa, și atunci mașinile acestea prelucrau calea ferată, asigurau ca linia să iasă perfectă, pentru că altfel era pericolul ca să dereze un tren sau un vagon de pe șine. Și atunci, aici, în această întreprindere, am avut ocazia, pentru că am avut o licență, una din mașinile care realiza chiar îndreptarea căi ferate, a fost o licență din Elveția cumpărată atunci, era lucru mare, pentru că era foarte grea colaborarea pe vremea respectivă cu firme din vest. Fabrica noastră a cumpărat o licență și acolo am avut ocazia să învățăm, să ne familiarizăm puțin cu tehnologia care era oricum mult mai avansată ca la noi și cu cablajele și cu circuitele electronice și cu multe componente care noi aici nici nu le văzusem practic pe vremea respectivă. Asta ne-a prins foarte bine mai târziu, experiența asta de cablaje și de organizare, să zic, ca ceasul elvețian, pentru că firma era chiar din Elveția, din Lausanne, și a fost o experiență foarte bună. Tot în perioada asta am avut o colaborare interesantă, pentru că era o provocare foarte mare pentru o biserică să aibă orgă electronică. Și fiind vremea care
până în anii 90, în care nu se putea importa instrumente muzicale sau era foarte greu de adus și nici nu se găseau în piață, doar când și când mai găseai câte o orgă de asta de la Vermona sau ceva care venea de prin RDG. Ce bine că nu mai există această marcă, pentru că da, nu așa. Putem fi acuzați că le facem reclamă. Așa, nu mai există. Și noi am în colaborare cu un prieten care avea niște conexiuni în Germania, a reușit să găsească o companie care producea orgi. Ei ți le dădeau și montate gata de firma lor, sau ți le dădeau componente, totul venea în pliculețe, condensatorii, tranzistoarele, rezistențele, bucată cu bucată. Sau plăci. Nu, bucată cu bucată. Deci totul venea separat și noi și plăcile erau deja făcute, dar separat, nu era nicio componentă pe placă. Uh-huh. Și după aceea veneau restul de componente mecanice, structura șasiul, și erau unele care erau cu două manuale și cu pedalier. Uh-huh. Deci erau destul de complicate, nu erau chiar așa simplă. Și noi aici am început să le montăm. Uh-huh. Și după aceea aveau o documentație, dar ne-au dat toată documentația, știam exact ce trebuie făcut. Și aceste orgi electronice, pe ce erau montate, erau repartizate la diferite biserici. Mare a fost bucuria că și biserica noastră unde eram a primit o orgă la care am cântat mulți ani până s-o... Nu v-ați gândit să faceți și dumneavoastră o fabrică de orgi? Dacă tot ați început cu acestea. Da, era foarte greu de obținut componentele, pentru că pe vremea aia nu găseai nimic în România din componente care se foloseau, foarte puțin tranzistor sau ceva, să zici, se potriveau cu ce foloseau ei, deci și apoi circuite integrate, nu mai vorbesc, erau multe circuite specializate, care mai ales în partea de generator de ton, care dădeau tonurile și... Erau unice. Da, erau unicate, da. Da. Și acum, de fapt, fiecare companie își protejează, deci dacă desfaci orice clapă, o găsești scris pe niște chipuri respectiv numele companiei la care este clapa respectivă. Deci sunt secretele lor și n-ai cum să le copiezi așa ușor. Interesant, am auzit în vremea comunistă de contrabandă cu Biblie. Astăzi auzim de contrabandă cu droguri sau altele. E interesant cum, iată, Biblia a fost marfă de contrabandă, dar nu m-am gândit și n-am auzit până astăzi de contrabandă cu orgi pentru biserici. Da, putem să pune în ghilimele, poate. În ghilimele putem să spunem. Dar totuși, era un lucru interzis. Da, da, și Dumnezeu s-a folosit de un electronist pentru binele bisericii. Da, nu puteai. Dumnezeu se poate folosi de noi orice meserie am avea, ca să crească lucrarea lui. Da, atunci n-ai fi putut, ar fi fost imposibil să aduci orga gata montată, deci era imposibil, dar așa, pe componente, a fost mai ușor de adus, pentru că erau reglementările care se supuneau atunci la orgă și probabil că nici nu cred că ar fi putut să plătească cineva taxele vamale care erau aici dacă fi adus o orgă gata montată. Da. Da. Electronica este foarte interesantă. Eu sunt pasionat, adică un mic pasionat de electronică și pare cumva o joacă. Este doar o joacă. Electronica, vorbeați de perioada copilăriei, acele mici montaje, apoi iată lucruri mai serioase. Care este partea grea în electronică? Partea grea, pot să spun, este faptul că, mai ales în depanare, de exemplu, de multe ori nu găsești imediat defectul. Uh-huh. Respectiv. Și atunci... Ca la medic, diagnosticul. Da, degeaba, bun, vezi că o piesă s-a ars, dar trebuie să vezi de ce s-a ars și să elimini și numai efectul, ci și cauza. Că degeaba schimbi tranzistorul respectiv care s-a ars, că îl pui la loc și dacă o piesă dinainte ei e defectă, se poate arde din nou. Și atunci aici intervine, să zic, pasiunea, că sunt unele aparate care
le găsești, să zicem, imediat defectul și cam știi aceasta și datorită experienței, dar sunt unele cazuri, am întâlnit, în care am căutat câteodată și zile întregi, n-am găsit, l-am mai lăsat să se odihnească și am reluat-o din nou și chiar am avut acum un mixer dintre ăsta destul de profesional, care am schimbat mai multe componente care le-am văzut deja, testat că erau defecte, uh-huh. Și pe măsură ce schimbam, parcă defectul tot mai mare se făcea. Uh-huh. Deci în loc să avansez, să fac reparația, și atunci am decis, dar pentru asta îți trebuie răbdare și când termin cu răbdarea trebuie să treci la îndelungă răbdare, am decis să fac schema, să ridic schema de la partea aceea care era defectă, uh-huh. Efectiv să-mi fac o schemă după placa respectivă, ceea ce iar e o muncă de asta de cercetare, dar am stat o zi sau două până am reușit să fac acea schemă și în momentul când am avut schița în față și am văzut pe unde circulă semnalul, mi-am dat seama și ce e defect, uh-huh. Însă bineînțeles că cu miniaturizarea acestor componente tot mai greu să repar. Am schimbat niște, de fapt erau niște rezistențe cât un vârf de gămălie, de ac de gămălie defecte, deci cu două lupe abia le-am văzut și le-am reușit să le dau jos de pe placă și să pun altele pe loc. Mai repar oamenii componente sau aparate? Sau preferă să le arunce și să cumpere alte noi? Unele aparate, unele componente încep să nu mai fie rentabil să le repar. De exemplu, acum ce-mi vine în minte cel mai ușor, acum că am ieșit din uz, pentru că au apărut calculatoarele, tabletele și telefoane inteligente, dar a fost o perioadă până acum câțiva ani când oamenii își cumpărau DVD player-uri. Uh-huh. Și acolo puteai să vezi filme, puteai să asculti muzică, puteai cupla la un televizor, la un ecran. La acele DVD player-uri majoritatea erau făcute în China, erau și unele de astea no-name, uh-huh. Și nu țineau prea mult. Se strica cititorul laser. Un DVD player din acela e vreo 100 de lei, dar dacă era să comanzi cititorul laser, până venea cu transportul era mai scump decât prețul și atunci nu se mai justifică să repare, trebuie dat la reciclare. Dispare electroniștii? Electroniștii, după părerea mea, cred că nu o să dispară, dar în ultima vreme începe din ce în ce mai mult să fie, nu mai poți să mai depanezi la nivel de componentă, mm-hmm. Adică să cauți rezistența sau tranzistorul respectiv. Placa. Asta e așa dacă ai răbdare și timp de cercetat, dar pentru unde se lucrează pe business și pe firme și trebuie să meargă producția, de exemplu, pe o linie de producție unde s-a stricat ceva, nu mai stă nimeni să caute, mm-hmm. Așa ceva se schimbă direct la nivel de placă, se ia placa respectivă, se pune alta. După aceea, dacă se găsește pe placa aia defectul în timp, da, dar cam asta va fi. Ce pot să mai spun este că după Revoluție am putut și noi călători, uh-huh. Și eu în perioada aia aveam un grup cu care mai cântam, se numea Grupul C. Grupul C vine de la majoritatea membrilor din acest grup erau din Codlea și Cristian. Și atunci am zis, hai să nu se supere niciunul Grupul C, că dacă puneam Grupul Codlea, supărau aia din Cristian. Și pentru că eu locuiam atunci în Cristian, lângă Brașov, eu comun lângă Brașov. Și am primit o invitație din partea unor persoane din Belgia care ne-au cunoscut, cumva aici ne-au auzit în România cântând, să mergem să cântăm la o conferință acolo de tineret. Acolo am ajuns un pic mai repede și persoana respectivă care era directorul conferinței ne-a invitat pe acasă și am văzut că începuse să-și amenajeze un studio de înregistrări profesionale. Deci era o chestie pe care era viitorului business. Uh-huh. Și din vorbă în vorbă i-am spus că eu mă ocup cu electronica și el zice, wow, e foarte, foarte e fain. Și zic, da, aveți cum faceți cu montajul studioului, pentru că era deocamdată doar niște pereți. Componente. Veniseră masa de mixaj care era cât aproape o cameră de sufragerie de bloc.
John Max de mixat profesional, pentru că atunci încă nu erau cu Apple. În România nu exista așa ceva. În România nu exista așa ceva, deci asta era în 1991. Și el zice, păi m-am apucat eu să montez acest mixer, să fac cablajele. Și păi zic, aveți schițe, aveți documentație? Da, ziceam, tot ce trebuie. El s-a apucase, erau niște conectori, se numesc conector profesional, hai să nu le mai zic numele, așa, și acești conectori aveau circa, dacă nu mă înșel, 100 de contacte. Deci pe fiecare conector veneau 100 de cabluri, de pini. Ei, el s-a apucase să monteze, dar din cauza că a privit schema în oglindă, adică nu s-a uitat să scrie, să vadă unde, cum este vederea schiței, este vederea spre pini sau spre contacți, spre pinii unde se lipea, se costoria, s-a păcălit și i-a lipit exact în oglindă. Adică, să zicem așa mai simplu, unde trebuia masa era firul de semnal și unde era semnalul era masa. Și la fix. Era totul la fix, era sigur că după ce lipea... Putea zbura toată masa aia de mixaj în aer? Nu era neapărat că zbura, pentru că era mai mult semnale audio acolo, deci nu erau tensiuni, dar nu avea șanse să nu funcționeze nimic după ce monta tot și era vreo 20 și ceva de conectoare dintre astea câte 100 de pini. Și eu i-am spus așa frumos ca să nu-l supăr, domnule, zic, nu te supăra, dar zic, continui conectorul ăsta să-l lipesc cum ați făcut dumneavoastră sau îl fac după schema? La care el zice, nu cum, dar zice, eu am lucrat după schemă. Și zic, nu, v-ați păcălit total. Și aia a fost așa o scânteie care a prins o colaborare cu acest domn, care am ținut legătura cu el până anul trecut, chiar pot să spun, când el a ieșit la pensie și... Neavând peste 20 de ani. Da, mai bine. Ce ați învățat din toată această colaborare cu cei din afară? Pentru că vorbim de anii 91, spuneați, anii 90, da. Când nu prea aveam noțiunea de muncă în exterior, adică știam doar sistemul comunist. Ce ați învățat? Și ne apropiem și de încheierea emisiunii noastre și mergem înspre valori, înspre credința noastră. Deci acolo am avut în primul rând din punct de vedere profesional ocazia să lucrez cu aparatură profesională de studio, care a fost un salt, o treabă. A fost un salt enorm. Eu eram specializat pe electronică industrială aici în România, pentru că asta făceam la uzină, dar totdeauna mi-a plăcut partea asta de audio mai mult decât electronica industrială. Deci asta a fost așa hobby-ul mai mare decât meseria efectivă, adică decât ramura respectivă în care lucram. Și atunci asta a fost un salt profesional, m-a ajutat să văd ce înseamnă aparatură profesională, ce este într-un studio, ce aparatură trebuie, ce aparate se folosesc, cum se conectează toate aceste aparate. Îmi pare rău că n-am reușit să învăț mai mult și cum se folosesc, pentru că asta ar fi trebuit alt timp, deci asta este altă meserie. Mai trebuie să mănânce și alții. Dar eu am mers tot timpul pe ideea mai bine să mă focalizez pe ceva și să le fac bine decât să mă bag în foarte multe și să nu știu așa chiar toate la un nivel cât de cât ok ca să poți să avansezi. Și al doilea lucru care l-am învățat a fost că ei erau foarte corecție, așa, adică nu aveau treabă să, de șeful era diferit de ce era aici la uzină, nu, stătea să te urmească dacă lucrezi sau nu lucrezi, așa, tu spunea ce trebuie să faci, deci nu era așa un stres de ăsta că vine șef, acum trebuie să... Și că se lucrează doar când e șef. Se lucrează doar când e șef. Deci ei aveau un alt sistem de lucru acolo, mult mai relaxat. Și
Sigur că ne-a ajutat foarte mult după aceea, pe mine cel puțin, m-a ajutat foarte mult deschizând așa o pasiune foarte mare pentru partea asta de audio și ca să înțeleg un pic cum funcționează și o instalație de sonorizare și de, după aceea când eram aici acasă, am fost solicitat de mai multe biserici să-i ajut ca să cableze o instalație de sonorizare pentru biserica respectivă, unele după cum aveau păstate cu echipament mai bun, altele cu echipament mai low cost, dar ideea era ca să pot să-i ajut să funcționeze instalația respectivă în biserică și ne ocupam și de partea de proiectare, că în general până să apară televizoarele acestea LCD sau LED se proiecta cu videoproiectoare și atunci făceam și partea asta, adică partea de cablaj pentru biserica respectivă. În ultimile două minute încercăm să răspundem la întrebarea aceasta. Ce diferență face credința în felul în care un electronist își face meseria? Credința te poate ajuta să crezi că poți să repari aparatul respectiv, care pare că e imposibil să repari în prima fază. Am avut și pot să spun că aici este slava și gloria lui Dumnezeu, pentru că El ne dă inteligența. Pentru că am avut aparate care am zis, nu, astea nu se pot repara, le dau înapoi, nu pot să refac. Și totuși, insistând, dar, cum am spus și mai înainte, pe lângă credință, în meseria asta trebuie multă răbdare. Dacă n-ai răbdare și nu ești mai o fire mai nervoasă, irascibilă, așa, mai bine să nu te apuci de electronică, că poate nu o să reușești să faci. Poate mai mult strici. Așa. Și sigur că e vorba și de corectitudine aici, adică dacă tot faci o reparație, să o faci, și eu încerc totdeauna când o fac, să o fac cu componente originale, adică să nu fac tot felul de improvizații, lasă să țină până iese omul pe ușa afară și după aceea... Sau poți să spui că ai schimbat 10 și ai schimbat doar una. Sau doar ai făcut o lipitură, n-ai schimbat nimic. Da. Așa este. Deci corectitudinea e o altă caracteristică care este legată de credința în Dumnezeu și ne ajută în această meserie, pentru că acum am văzut, sunt mulți care au fost păcăliți odată și omul duce vestea mai departe și atunci respectivul meseriaș riscă să nu mai aibă prea mulți clienți care mai caută, să zicem. Da, în timp ce vorbeați de răbdare, mă gândeam că la fel are și Dumnezeu răbdare cu noi ca să ne repare. Că și noi avem defectele noastre și El are răbdare cu noi și dorește să fim funcționali, perfect funcționali. Văd aici o asemănare între credința noastră și Dumnezeu, meseria pe care o facem, și Dumnezeu care lucrează El așa atent, meticulos în interiorul nostru. Ne bucurăm că astăzi l-am avut invitat pe domnul Paul Costiuc, inginer electronist, și vă așteptăm și data viitoare să continuăm să vedem cum Dumnezeu ne poate folosi la locul nostru de muncă. Iată, uneori, ansamblând o orgă sau făcând alte reparații, instalând o instalație de sunet, un sistem de sunet, sau prin felul în care noi ajutăm lucrarea creștină sau prin felul în care noi reparăm un produs și o facem corect, Dumnezeu se poate vedea în ceea ce facem noi.